Bună ziua, stimați prieteni! Vă salut ca de obicei vinerea în live. Suntem la sfârșit de săptămână și avem mai multe evenimente săptămânale despre care aș vrea să menționez, să vorbesc, opinia mea despre ceea ce se întâmplă. Evident că evenimentul săptămânii este decizia de ieri de a începe negocierile cu Republica Moldova pentru integrarea europeană. Intenționat nu m-am dat cu părerea seară, pentru a veni astăzi cu o poziție clară. În primul rând, aceasta este o zi istorică pentru Republica Moldova. Indiferent de aprecierile din stânga, din dreapta, de pe șacherul politic, este o zi importantă, istorică pentru Republica Moldova. Este o decizie geopolitică aprobată de către țările membre a UE în contextul războiului din Ucraina. Se datorează nu atât succeselor înregistrate de guvernul de la Chișinău, cât contextul geopolitic destul de dificil în care se află și Republica Moldova. Republica Moldova a primit dreptul de a negocia. Și vreau să le spun guvernanților, negociați în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Evident că această decizie va fi utilizată de Maia Sandu în folosul său, va manipula pe acest subiect și va încerca să acopere acele probleme care sunt în Republica Moldova, în economie, în domeniul social. Practic, Maia Sandu a obținut dreptul, încă o dată, un vot de încredere, dacă doriți, din partea membrilor UE, pe lângă acel vot de încredere care a fost oferit anul trecut și de care noi nu am simțit niciun avantaj, dar Uniunea Europeană a decis să mai dea încă o posibilitate Republicii Moldova. De fapt, este o decizie dată în avans pentru cetățenii Republicii Moldova și toți acest lucru înțeleg. Eu vreau să atenționez acest lucru. Euforia va dura câteva zile. Și peste câteva zile vom reveni la realitate. La agricultorii care așa și n-au primit ajutor din partea statului, la medicii care își pierd spitalul din centrul Chișinăului care vor să-l privatizeze terenul, la profesorii care nu primesc majorări de salarii, se va continua cu schemele lui Spânul la drumuri și la concesionarea aeroportului. Și toate acestea sub drapelul integrării europene. Ce înseamnă de fapt această decizie? Vreau să explic celor care ne urmăresc. Ce înseamnă decizia de ieri de fapt? Este o nouă etapă în relațiile cu Uniunea Europeană. Începerea negocierilor pentru aderare. Această etapă oferă și posibilitatea de a solicita niște fonduri pentru Republica Moldova. Și asta este partea bună. Cei care încearcă să ne spună că iacă trenul s-a pornit și ajungem în Europa, eu vreau să le aduc aminte că Turcia are exact aceeași decizie pe care ne-au dat-o ieri europenii, dar Turcia o are din 2005, de 18 ani. Serbia o are din 2014, de 9 ani. Și nici Turcia, nici Serbia nu au intrat în UE și nici nu se vede când vor intra în UE. Deci așa am venit cu mesajul. Lăsați euforia și apucați-vă de lucru, doamna Maia Sandu. Apucați-vă de lucru. Oamenii așteaptă rezultate. În ceea ce ține de integrări externe, eu vreau să expunem încă o dată poziția foarte clară. Eu vreau să expun una foarte clar. Orice integrare externă, în cazul dat în vest, în Uniunea Europeană, trebuie să aibă loc obligatoriu prin consultarea opiniei cetățenilor la referendum. Deci, începeți negocierile, vedeți dacă obțineți ceva pentru cetățeni, dar în mijlocii decizia finală de aderare sau nu, o să o ia cetățenii la referendum. Apropo, dacă nu vă temeați, ați putut să organizați un referendum și acum. Dar înțeleg că vă temeți de acest lucru pentru că vedeți că încrederea în UE, în Republica Moldova, scade și scade tot din cauza voastră. 2. Orice aderare în opinia noastră
poate avea loc doar împreună cu întreaga țară, împreună cu regiunea Transnistreană și cu păstrarea statutului de neutralitate. 3. Orice integrare trebuie să asigure suveranitatea economică a țării și păstrarea tradițiilor noastre. Când vorbesc de suveranitate economică, mă refer la interesele autohtone, ale business-ului autohton, nu a corporațiilor internaționale. Când vorbesc de tradiții, mă refer la exemplul Ungariei, care este pentru tradiții, familie tradițională și a aprobat legi dure în acest sens, chiar fiind criticate de unii membri UE. Apropo, în toată această istorie, eu o spun sincer că foarte plăcut, surprins, din nou, a câta oară, de mișcările pe care le-a făcut prim-ministrul Ungariei Orban, care, profitând de această situație, a reușit să obțină pentru statul său mai mult de 10 miliarde de euro pentru interesele statului ungar. Dar nici nu a votat pentru procesul de negociere a Moldovei și a Ucrainei. A rămas cu fața curată, pentru că înțelege că vor fi careva probleme mai târziu. Orban este un exemplu pentru noi, care, pentru cei care se gândesc la țara lor, la poporul lor, și își apără economia sa și își apără tradițiile și neamul său. Și 4, în ultimul rând, orice integrare trebuie obligatoriu să țină cont de opinia altor etnii, minorități naționale, dialogul cu alte regiuni. Maia Sandu, dialogul cu regiunile din Republica Moldova. Vorbesc nu doar de Transnistria, dar și de Găgăuzie. Apropo, doamna Maia Sandu, dar de ce nu vă interesați la prietenul dumneavoastră, Zelenski, ce face entitatea moldovenească din Ucraina? Aproape 300.000 erau moldoveni în Ucraina. De ce Orban poate să aibă grijă de ungurii din Ucraina și să insiste pe aprobarea unor legi? De ce președintele Republicii Moldova nu poate să aibă grijă de moldovenii care trăiesc peste hotare? Mă refer acum de entitatea moldovenilor, peste 300.000, conform statisticilor oficiale, care locuiesc în Ucraina. Sunt noștri. Nu sunt cetățeni moldoveni, poate. Dar naționalitatea sunt moldoveni. Să finalizăm cu acest subiect, decizie istorică, dar euforia lăsați-o deoparte și apucați-vă de lucru. Al doilea subiect important al săptămânii este, a fost comentat, este atacul în adresa judecătorilor din partea conducerii de vârf a țării. La modul concret, este vorba de atacul asupra unor membri judecători ai Curții de Apel, atac destul de dur, cu pronunțarea publică a numelor. Domnilor guvernanți, dumneavoastră nu sunteți membri ai Curții Constituționale sau Curții Supreme de Justiție sau nu știu cui să dați aprecieri. Nu sunteți funcționari. Sunteți o putere separată de justiție. Vreți în Europa. Unde într-o țară membra Uniunii Europene și-a permis un conducător să facă acel lucru care l-a făcut voi săptămâna aceasta? Eu înțeleg pe reforma justiției vreți să-i scoateți pe toți care nu gândesc ca voi și nu vă execută ordinele și să-i puneți pe voștri. Eu văd cum are loc audierea dosarelor, eu tot am. Apropo, domnul Recean, odată ce puteți presați judecătorii, presați-i judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție care nu vor să accepte expertiza videourilor făcute de Plahotniuc și trucate. 3 ședinți deja. Sistem de procurori. Poate pronunțați și numele judecătorilor la Curtea Supremă. Să înceapă să facă expertiza, sunt sistem. Auzim ceva mai nou, că deja nu ne trebuie procuror european, nu ne trebuie procuror american. Ne trebuie un dintr-un film. Maia Sandu spune. Maia Sandu. Nici Drăgălin de peste ocean, nici Catani din filmele care vă uitați și dumneavoastră când erați copil și eu, italieni, nu o să rezolvi problema. O să rezolvi un procuror moldovean, profesionist, care o să clarifice cu toată caracatița voastră de corupție în frunte cu Maia Sandu. Pe lucrul ăsta vă promit. Lucrul s-o să se întâmple.
Что с антемпле мади грабить, когда вы кредит. И третий субъект, который, апропо, требует быть он субъект, где анализы, инклюзив, для прокурор молдовян, профессионист. Мне скрис мульц, как вин фактурли держа на газ, на апы, на энергии. И мне требует, что с антемпле, где компенсации не сунт. Буна întrebare. Компенсации не сунт и не вор фи, потому что бань не сунт. De ce nu sunt bani? Pentru că nu e economie, pentru că ăștia au distrus tot. Dar mă întorc la tarifele la gaz. Țin tariful la gaz, guvernanții, la nivel de 17-18 lei. Atunci când ușor sunt companii private care sunt gata să-l livreze cu 10. Noi am vorbit la acest subiect despre gaz procurat scump în iarna anului trecut. Dar eu vreau să vă informez încă despre o schemă care a făcut-o băieții ăștia. Probabil dumneavoastră știți cu toți, ați auzit că prin decizia Comisiei de situații excepționale au fost transmise în locațiune către Vestmold Transgaz rețelele, gazoductele din Republica Moldova. Ați auzit? La Moldova Gaz le-au luat și le-au transmis la o companie în care românii dețin 75% și 25% Bertu. Acum toate rețelele sunt în gestiune la Vestmold Transgaz. Uitați ce e partea cea mai interesantă în această istorie. După ce au transmis gazoductele, această companie Vestmol Transgaz solicită majorarea tarifului pentru transport. Dacă 3 ani în urmă, atent, în 2020, acest tarif era de 32 de lei la 1000 de metri cub, acum tariful este de 441 de lei la 1000 de metri cub. Adică de două, decât trei ani în urmă. Au luat românii compania și deodată le-au majorat și tariful de transport. Știți cât face aceasta în bani? Când face cifră? Dacă în anul 2020 era 33 de milioane de lei, păi că în anul curent e peste 400 de milioane de lei care le încasează această companie anual și aceste volume, aceste sume le plătim noi, pentru că sunt incluse în tarif. Adică, pe lângă faptul că au procurat gaz scump prin scheme, prin intermediari, suplimentarii ce au făcut? Au mai dat toate rețelele la o companie română care ne-a mai 10 de milioane de euro pe an, care intră în tarif. Adică așa e scheme cu gazul. Evident că în această situație tarifele nu pot scădea. Toate schemele care sunt, evident că protestele care au început, ele vor continua. Protestează agricultorii, transportatorii, medicii, ați văzut ce fac, educația. Eu cred că aceste proteste vor fi în continuare. De ce? Că eu chem la proteste, dar lumea va fi foarte nemulțumită. Mai ales în condițiile parametrilor bugetului pentru anul viitor. Ați văzut ce cu indexarea pensiilor care este mult mai jos, mult mai jos decât necesitatea ca oamenii să se supraviețuiască. De ce ne așteaptă perioadă deloc nu simplă, însă în schimb, sub drapelul Uniunii Europene. Așa, întrebările care vin. Sunteți așa pesimist, domnule Dodon? Domn Valeriu, eu sunt foarte optimist, adică eu sunt realist, dar în genere în viață, cei care mă cunosc personal, eu sunt destul de optimist. Apropo, dacă vreți să mă cunoașteți personal, veniți la oficiul de partid, vă invit. Dacă vinerea viitoare, live-ul ca de obicei la orele 10, veniți la 9:30, facem cunoștință personal. Eu nu sunt pesimist, eu sunt realist. Și încă o dată repet ceea ce am spus mai înainte. Este o zi istorică. Dacă vă referiți la decizia de ieri, eu doar nu am criticat-o. Și eu am spus că este o decizie istorică din partea țărilor membri UE, care au dat o șansă moldovenilor, care au deschis posibilitatea de a negocia. Și eu am spus, negociați! În interesele cetățenilor, dacă puteți să aduceți câteva sute de milioane, miliarde, hai să facem drumuri, hai să facem reparații. Eu știu că nu vor fi acești bani în anul viitor. Dar dacă puteți, faceți, eu am spus-o, tot timpul am spus. Dacă putem să negociem cu europenii, să luăm ceva bun, haideți să negociem. Putem să mergem în Rusia, să luăm ceva bun, haideți în Rusia. Apropo, în contextul ăsta, eu vreau să vă duc un exemplu foarte important. Ieri Georgia a primit statutul de țară candidată. Tot în decizia de ieri a Bruxelles.
Știi ce e interesant în această situație? Georgia, care în contextul războiului din Ucraina, nu a stricat relațiile cu Federația Rusă. Nu s-a alăturat sancțiunilor Occidentului împotriva Rusiei, spunând că asta nu e interesul georgienilor. Și Georgia are creștere economică, anul trecut de peste 10% a PIB-ului și în anul acesta iară creștere economică, când Moldova e în scădere. Georgia obține statutul de candidat, nealătărându-se la sancțiuni, nestrăcând relațiile cu Rusia, neanulând o mulțime de acorduri care le avem noi acum cu piața tradițională, și oamenii au ceva ce cu spate, dar trebuie să te gândești la interesele tale personale. Așa că, domnul Furdui, nu sunt pesimist deloc. Eu sunt realist și eu cred că totul va fi bine. Însă mă interesează tot să fie bine pentru cetățeni, nu pentru cei care sunt temporar la guvernare. Oleg Trapciuc, получается, Moldova окончательно похерила, ну, давайте не будем, отношения с Россией. Олег, категорически нет. Я повторюсь и на русском языке. Вчера был исторический день, конечно, для Республики Молдова. Но это было геополитическое решение, исходя из ситуации на Украине. Что означает начало переговоров? Для Турции они начались в 2005 году, прошли 18 лет, они членом ЕС не стали. Для Сербии они начались в 2014 году, 9 лет они не стали членом ЕС. Таких примеров очень много. Начало переговоров – это длительный процесс. Но это категорически не означает, что Молдова будет приостанавливать свои отношения экономические и дипломатические с другими странами. То, что временщики типа Майи Санду каждый день делают антироссийские заявления, это не означает, что народ Молдовы против России. Наша позиция остается неизменной. Мы с Россией и будем торговать. И следующая власть обязательно к этому диалогу вернется. Несмотря на то, что сейчас все разрушает Майя Санду. Мы все это быстренько остановим. Ана Мичене, Штяпта, Демпартия России. Домна, я не думаю, что часто дечизии диер, ар путя дуче, лакарева дечизии суплементария, сау сперк, ну, вордуче ла дечизии суплементария, сау санкцион Демпартия России. Но речент, нам чокнико проблемы форте мари, фост импурс рестрикции ла экспорту де фрукте, шлегуми дин Република Молдова. Ну, капитата де 4 декабря. E ca cea decizie va lovi dur în agricultorii noștri. Dar să ia careva decizii suplimentare acum, eu sper și undeva sunt sigur că rușii nu vor merge la aceasta. Dar pentru ce? Au început negocierile. Aceasta nu este... Este una din etape. Ok, o să negocieze și o să vadă ce o să primească în tot lucrul ăsta. Decizia finală, pentru că Milano, următoarea întrebare, va fi referendum sau nu? Doamna sau domnișoara Milano, preat la UE, absolut toate, și România și alte țări, au trecut prin referendum la care au votat 70-80% pro din cetățenii țărilor respective. Deci eu sunt ferm convins că Republica Moldova referendum va fi. Noi pur și simplu insistăm că acest referendum să fie acum, când se iau așa decizii importante, când se fac unii pași. Dar după acești pași care au fost ieri, indiferent de ce va urma, va fi cu succes negocierile, va fi nu cu succes pentru aderarea la o anumită entitate, Uniune geopolitică regională, referendumul este obligatoriu. Ничифо. Игорь Николаевич, перед местными выборами вы, а также Богдан Цирдя, были в городе Фалешти, где вы рассказывали нам, как плохо влияет на нас европейский путь и вступление в него. Вы выступили за дружбу с Россией и странами. Объясните мне теперь, как жители города Фалешт могут создавать коалиции, единогласно голосовать с партией ПДС? Давайте еще раз объясним насчет этих местных голосований, потому что я об этом говорил. В Молдове 32 района, и в каждом районе своя специфика. В Молдове 900 сел, и в каждом селе своя специфика. Я приводил пример моего родного села. Мы выступаем четко за нашу позицию и политическую повестку партии социалистов. Если вам на местах нужно голосовать с кем-то, неважно с кем, для решения проблем водопровода в Фалештах, а там большие проблемы с водопроводом в Фалештах, очень плохое качество воды, я считаю, что вы на местах сами примете решение, голосовать или не голосовать за воду в районе Фалешт. К
коалиции, еще раз объясню, мы не создавали и не будем создавать официальные на данном этапе ни с кем. Официальные коалиции партия социалистов утверждает на уровне на национальном. На местном уровне, там на местах люди смотрят, исходя из ситуации в конкретном случае. Евгений Лукьяню, КМВ, Лаун Офлайн, КМВ, лидер для Тончал ПСРМ, Елспуни Андронс Псадова, да, было дело, ковырял компартит по моделу Сучал Демократии Ладен Норду и Европе. Антребари Кын и Шварializа Визу. Евгений, Антребари пробабил есть в контексту ши конгрессу Карива Велокс на Ютуаре. Снайтуаре пентру зиуа де марци, но им фиксат конгрессу, шон конвокат конгрессу партидului социалиштор, unde vor fi luate unele decizii referitor și la statut și la programul politic al partidului. Eu cred că programul politic în redacție nouă va fi unul de pași important pentru a ne apropia de un model socialist sau stat social orientat clasic. Nu vin cu mai multe detalii, snăitoare voi publica programul politic al partidului socialiștilor. Valeriu Furdui, Domnul, care e cel mai profitabil business din Moldova? Părerea dumneavoastră ca economist, vă rog. Domnul Furdui, practic, mare majoritate a activităților economice în Republica Moldova acum sunt în regres. Eu nu știu activități de producere, în afară de ceea ce e legat de consum, produse alimentare, de exemplu. Restul, practic, toate sunt în, acum sunt în dezastru, sunt în scădere. De aceea mulți s-au decis, din oameni de afaceri, că să investească în imobile și să încerce să dea în arendă, în chirie. Dar și cu chirie e problemă. Atunci când sectorul real al economiei nu se dezvoltă, și chiriile tot scad. De aceea, la această etapă este foarte dificil să faci business în Republica Moldova. Eu însă, ca să fac trimitere la întrebarea dumneavoastră de mai sus, eu sunt optimist. Pentru că, indiferent ce s-a întâmplat în regiune, în Ucraina, Republica Moldova va fi o țară priori gestionarea unor fonduri care vor fi utilizate pentru reparațiile după război în Ucraina. Și eu cred că businessul din Moldova va avea câștigat de acest lucru. Moldova are șansele să devină un hub regional în contextul la ceea ce urmează în următorii 1,5-2. Deci, când pe mine întreabă oameni de fapt ce să fac, să închidă tot aici și să plece, le spun, oameni buni, într-o jumătate de an, o anumită situație se schimbă. Vor fi fonduri europene sau nu vor fi fonduri europene? Vom restabili relațiile cu Rusia. Dacă vom restabili relațiile cu Rusia, eu să vă înțelegeți că Moldova, dacă va restabili relațiile cu Rusia, dar noi, dacă venim la guvernare, le restabilim, atunci pe Moldova vor fi circuitele financiare și de mărfuri între Est și Vest. Noi vom crea aici condiții și aceasta va fi convenabil și românilor, și europenilor, și rușilor. Și atunci oamenii de face din Republica Moldova vor avea de câștigat. Activele vor fi alte prețuri mai înalte. Așa cum face Georgia acum, care în condițiile luptei de sancțiuni între Est și Vest, doar au de câștigat, pentru că nu s-au alăturat sancțiunilor și au păstrat relațiile bune cu Federația Rusă. Așa că, răspuns dumneavoastră, acum este dificil, dar situația se va schimba spre bine. Nil Israel, господин президент, отмените ли вы зарплату 50 тысяч лев министров? Нил, я помню, я был министром в 2006-2009 году. Я помню одного министра, который либо выходил на телевидение, не помню часто, либо там выезжал за границу, его пригласил тогдашний президент Воронин, сказал, что у тебя нету работы. Я помню, какие зарплаты тогда были. И как работали министры. Не может быть зарплата министру 50 тысяч лей, когда зарплата учителя 7-8 тысяч лей и пенсия 2 тысячи лей. Этого категорически не должно быть. Поэтому пересмотрим это, конечно, мы это пересмотрим. Наши министры 3 года назад, в 2020 году, получали по 14-15 тысяч лей и работали с утра до ночи. У них не было времени сидеть на телевидении вечер по 3 разных телевидения. Или 3 раза в месяц по 3-4 дня где-то за рубежом, а не на каких-то круглых столах. Вы что, нечего делать в Молдове? Вы что, блогеры? Вы что, туристы? Вы министр. Вы должны заниматься делами своего сектора. Тем более за такие деньги. Валерий Арманов. Кын вафи бини Молдова. Атонч кын вон вода жоспи Майя Санду. Пришла гувернар. Атонч вафи бини. Даниил Белоусов. Наблюдали ли вы вчера за прямой линией президента Российской Федерации? Даниил не успел вчера, потому что вчера
У меня был суд очередной с 2 до 5 вечера. Но, конечно, тезисы в телеграм-каналах я просмотрел. И он уры пат пат шапти. Дича кумку нан пынла леджер интрин лайв дарну кутряни ур. И он пробабил ной урмарит антериор. Нану доми ноус позичи доузеч доузешуну триань. Афос лайурли амфикар зиди винер лаурли зече и министрия синме пришедентили распунти. Нану доми доушуну дупа леджер парламентарий лото пауза. Шекат баван жмати амре винит. Шо кредки есть у практика буна. Ирина Мардарь. Воскрил кулак мимоки, он стригат де дисперари. Пляк фамилия пим капат. Кредитск майяр ви, Молдова вейтор. Данна Ирина, антрадвер есть у трагедии пентру ной, пентру молдовень. Ультим иван жмати до, плякат. Песте у суды. Чтен сан цалечка, а чести у суды миди уамень, де персоане. Грево сривины напой. Ари вейтор Република Молдова. Я сан сигур к ари. Eu am rămas aici. Eu dacă credeam altfel, credeți-mă, plecam. Sau mă speriam de dosarele care au fost și plecam din țară și stăteam undeva acum. Eu cred în Republica Moldova, eu am spus de mai multe ori. Eu sunt ferm convins că noi putem să facem din această țară un stat, o țară, o patrie unde copiii noștri se vor simți bine. Nu pentru asta trebuie să trăim. Copiii moldovenilor, moldovenii să vrea să trăiască aici. Nu doar când ajung la bătrânețe, pentru că știți că mulțime din rudele noastre, care acum lucrează prin Italia sau la Moscova, eu am verișori cu mătri, care ajung la vârsta de 55 de ani, 60, spun gata, dacă am lucrat, trebuie să vină acasă la bătrânețe. Nu îmi trebuie nu numai la bătrânețe să vină. Ar fi bine să vină la 35-40 de ani, să revină cei care au plecat. Dar pentru asta trebuie să le facem condiții. Nicu Did, почему сейчас не снесете ПДС? Нико, а как их снести? Вот если вы нам посоветуете, как? Вот как? Революцией? Вы считаете, что революции сейчас нужно снести Спас? Я считаю, что мы должны идти демократическим путем, потому что если здесь начнется какая-то заварушка, непонятно, куда это нас заведет. Не дай бог, украинский сценарий или что-то. Как их снести? Демократическим путем. Осталось меньше 30 депутатов, у них 60 с чем-то. Поэтому снести их можно на выборах. Я уже говорил, первый шаг был на местных выборах, когда 70% граждан Молдовы проголосовало против Майсанды, против ПАС. Следующий шаг будет на президентских выборах, в которых мы все должны объединиться против ПАС. Я уверен, что в следующем году, в конце следующего года, либо начало другого, мы этого добьемся. Еще раз, вот мне пишут здесь, вот, что европейская интеграция и так далее. Еще раз хочу объяснить. Вот то, что делает Майя Санду по присоединению к антироссийским санкциям, это бьет в первую очередь по молдавским гражданам. Поэтому хотите диалог с Европой? Ну, ведите этот диалог с Европой. Но это не означает, что нужно работать против других. Против России. Еще раз приведу пример Грузии, которым хватило ума иметь хорошие отношения со всеми и на этом неплохо заработать. Стимас претень, очеста хост эмиссию не одиастась. Майвин энтребер, дар я вам промис моему джмаде урану стэм, а шак даковец карева энтребер с комментарий или адресация приват. Вам уцумеск, озибуна ши, куда мне жут.